oliveală complicitatea pe care foarte multă lume o presupunea în cazul Caracal și care abia acum este recunoscută de autorități. Au descoperit un polițist pe care l-au suspendat pentru implicare în rețea de trafic de persoane. Priviți cazul și încercați să înțelegeți că insistența mass media în cazul acesta privește în primul și în primul rând responsabilitatea autorităților locale, instituții, cei aleși și așa mai departe. Lumea simte că astfel de rețele de trafic de persoane nu pot exista fără complicitatea instituțiilor care trebuie să aducă siguranță și încredere sau chiar a unor factori politici locali. Știe lumea ce se întâmplă acolo. Din păcate, nu pot ieși la suprafață până când nu se pune piciorul în prag de la București, în urma presiunilor mass media. Așa se întâmplă în România. Priviți! Polițistul din cadrul IPJ Olt, care a fost destituit ca urmare a anchetării sale într-un dosar de crimă organizată, a fost aproape de casa lui Gheorghe Dincă noaptea în care anchetatorii au așteptat dimineața pentru a interveni. Întrebat dacă știa că Gheorghe Dincă făcea taximetrie în mod ilegal, Dan Dumitrescu a spus că nu îl cunoștea pe acesta. Omul de afaceri, Remus Rădoi, a intervenit și l-a acuzat pe polițistul destituit că sunt martori care afirmă că acesta făcea parte dintr-o rețea care ducea fetele în state europene pentru prostituție. Doi dintre martori menționează că domnul Dumitrescu Dan a consumat împreună cu dumnealor cocaină. Unul dintre martori este și victimă, are și calitatea de victimă și este o femeie, este de sex feminin. Astfel este filmat împreună cu această grupare și fotografiat în diverse petreceri. Una dintre victime spune că a fost dusă în Germania, în Spania și în Marea Britanie pentru a face prostituție. Dacă nu vă supărați, cumva această victimă a avut relații intime cu domnul Rădoi? Nu am avut niciun fel de relație cu victima înainte. Cu nicio victimă n-ați avut relație apropiată, am înțeles. Ascultați-mă. Nu am avut niciodată o relație cu această victimă înainte. Domnule, de audierile dumneavoastră. Cunoașteți aceste mărturii? Nu știu cine e victima, în primul rând. Eu nu știu cine este victima. Eu nu știu cine putea să spună lucrurile astea despre mine. Și atunci dacă spuneți că nu știți cine este victima, de ce afirmați că ar fi avut relații sexuale cu mine? Nu am spus că ați avut relații sexuale, am zis relații intime. Am depus și un denunț în acest sens și am furnizat și foarte multe probe pentru DICOT Olt, respectiv domnul procuror șef Călina și domnul Alexe Nicolae. Ce denunț? Eu n-am niciun denunț. Că ați putea menționa dacă ați sunat mama unuia dintre martori să interveniți pentru a-și schimba declarația. Mama unuia dintre martorii respectivi despre care dumneavoastră vorbiți e verișoara mea primară, fata lui, exact. Fratele lui tata. Exact. E vorba de nepot. N-am sunat-o pe vară mea ca să schimbă vreo declarație. Potrivit poliției, motivul destituirii lui Dan Dumitrescu constituie abateri disciplinare de comportamentarea necorespunzătoare în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probității profesionale a polițistului sau prestigiului instituției. Decizia a fost luată după finalizarea cercetării prealabile a polițistului declanșată în urma apariției unor informații cu privire la posibilă sa implicare într-un dosar penal. Surse din anchetă au susținut că este vorba despre un polițist din Caracal, ridicat în aprilie alături de alte persoane într-un dosar de trafic de proxenetism și cămătărie.